Aproape că nu este zi, oameni buni, aproape că nu e zi în care, din Parlament, să nu se confirme fără echivoc ceea ce eu spuneam încă de anul trecut, din luna mai, iunie, iulie, când aveau loc isteriile cap vid cu figuranții de la PSD, cu George Simion, cu Șoșoacă, cu Șparanghelista, cu Cervista, și anume că AUR este o capcană electorală menită să favorizeze PSD-ul, să creeze în Parlament voturi de parlamentari, de la oameni care în mod normal n-ar vota PSD-ul, dar parlamentari care să voteze cu PSD-ul. Deci, practic, să deturneze voturile anti-PSD tot către PSD. Și se întâmplă, oameni buni, în continuu în Parlament acest lucru. Uneori însă, pe lângă votul, așa, în general, da, pe anumite subiecte se confirmă și ceea ce eu tot explic, și anume faptul că AUR pute a ruble, putea Rusia, putea Moscova, putea NKVD, KGB, FSB, de la o poștă, ceea ce spuneam și de anul trecut. Și un articol din Ziariștii mi-a atras atenția astăzi și voiam să fac comentariu, urmăream și eu acest subiect, dar dacă tot au scris ei articolul, am zis să profit de el ca să ilustrez acest comentariu. De ce? Pentru că este la intersecția, da, între capcana electorală pentru PSD și Ion Iliescu. Ion Iliescu, despre care eu am tot explicat cum a fost pus cu o întreagă piramidă de putere de sorginte caghebistă să tâlhărească Revoluția din decembrie 1989, să-l ucidă pe Ceaușescu, să preia controlul României. Și ce discuta el la ambasada URSS-ului? Ion Iliescu avea o sinecură, dragii mei, probabil mulți ați auzit despre asta, Institutul Revoluției Române. Că nu i-a ajuns ca a furat Revoluția. Nu i-a ajuns că a creat falși revoluționari. Exact așa cum PSD-ul anul trecut, prin Șoșoacă, Simion și Cervista și Paranghelista, a creat falși protestatari. Vedeți că nu e o întâmplare că se repetă istoria. Eu tot insist pe acest aspect, da? Revoluționari falși cărora le-a dat fel și fel de beneficii și de indemnizații. De ce? Ca să strice imaginea revoluționarilor în fața întregii societăți, da? Și să-i transforme pe revoluționari, care de fapt erau revoluționari falși, dintr-o imagine a unor oameni ok care s-au ridicat împotriva regimului, în 10-20 de ani Iliescu i-a transformat într-o imagine a unor oameni care sunt de fapt beneficiari ai unor fel și fel de lucruri pe care n-ar trebui să le primească, profitori ai Revoluției. Da? Asta a fost făcută deliberat, oameni buni. Exact cum acum a fost tâlhărită Piața Victoriei, s-au creat falși protestatari, exact așa a fost tâlhărită Revoluția și s-au creat falși revoluționari. Și ce vorbesc eu nu este o poveste și o teorie. Există numeroase dosare penale din cauza acestui fenomen, falși revoluționari. Există șefi ai organizațiilor de revoluționari și secretari de stat pe probleme cu revoluționarii trimiși în judecată la pușcărie pentru acest fenomen, care n-a fost întâmplător, oameni buni. Are legătură cu Ion Iliescu. Ion Iliescu, care avea un institut al Revoluției, un fel de sinecură, dar în același timp un loc în care ei să dețină controlul asupra falsificării și mistificării istoriei și impunerii variantei false, variantei ilieșene, fesenisto-pedeseriste, pesediste în legătură cu Revoluția. Și nu a adevărului. Adevăr care, de exemplu, este în rechizitoriul Revoluției. Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, despre el o să vorbim, e un personaj important, da? Sunt trimiși în judecată atât în dosarul Mineriadei, cât și în dosarul Revoluției. Ce să vedeți, dragii mei? Guvernul Orban a încercat anul trecut să desființeze acest institut, majoritatea PSD a blocat totul, însă acum e altă majoritate. S-a votat pentru desființarea institutului, PSD-ul a anunțat că atacă la Curtea Constituțională și cei de la Ziariștii s-au uitat cum s-a votat la Senat, oameni buni. Și ce credeți? Ce credeți? Apropo de ce vă spuneam, că AUR este Buda din fundul curții PSD-ului. Apărătorii AUR ai Institutului Revoluției Române din ograda tovarășului Ion Iliescu. Ca să vedeți despre ce vorbim. Dacă votul împotriva desfințării institutului, spun jurnaliștii de la ziariștii.com, site-ului Grigore Cartianu, exercitat de senatorii PSD loial președintelui de onoare al partidului, că Ion Iliescu și președinte fondator și președinte de onoare al partidului, este în firescul activității antinaționale a acestui partid, modul în care au votat senatorii AUR, partid cu pretenții suveraniste, naționaliste, pe alocuri anticomuniste, este surprinzător. Dintre cei 13 senatori, au 8 senatori au votat împotriva desfințării institutului, oameni buni. Vă dați seama, cu PSD-ul, cot la cot cu PSD-ul. Și am scos această grafică din
de pe site-ul Senatului, da, ca să fie foarte clar. Da, deci PSD-ul aur. Vedeți? Votul. PSD aur, da? Aceeași mizerie. Pe Institutul Revoluției. Este foarte, foarte, foarte important, dragii mei. Foarte important. Bănuiesc că foarte mulți dintre cei care vă uitați la mine ați văzut acest material. Fondatorul AUR, legăturile cu Rusia, sediul KGB și NKVD, firmele de garsoniere și Gogonatul Simion. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să vă uitați. Pentru că informațiile despre care vorbim în continuare vin în plus să argumenteze, să demonstreze toată această poveste cu AUR și cu Rusia. Deci e vorba de Ion Iliescu și mai e vorba de cineva, oameni buni. Directorul, numărul 2 din institut, da? Gelu Voican Voiculescu. Un individ despre care 2CV le scria că datorează statului 200.000 de euro chiria pentru vila din Primăverii pe care o ocupa abuziv. Dar nu asta e cea mai interesantă informație, cea mai interesantă este asta. Gelu Voican Voiculescu, însoțit la comemorarea Revoluției de soția sa, ziaristă la Sputnik, chiar șefă la Sputnik, organul de propagandă al Kremlinului. Voican, acuzat de procuror că a fost implicat în chemarea armatei sovietice în decembrie 1989. Din dosarul Revoluției, ăsta este un articol de pe 2CV, sursă credibilă, vedeți că prezint numai surse credibile, da? Ei au făcut un articol despre operațiunea Corbi, care viza o parte din gruparea care a preluat puterea România după 89. În alți ofițeri ai armatei române care au fost agenți ai serviciilor secrete ale URSS, iar din acest motiv erau în atenția ofițerilor de contrainformații militare. Gruparea s-a constituit în jurul generalului Ion Ioniță. La ea au aderat mai mulți ofițeri superiori, cele mai cunoscute nume sunt generalul Nicolae Militaru, Coștial Ștefan, reactivați de Ion Iliescu după decembrie 89. Iliescu a fost în atenția securității pentru asta, că era în contact cu gruparea caghebistă. Ofițerii din cadrul unității militare 0100, cred că asta sunt contrainformații militare, au fost audiați ca martori în dosarul Revoluției, au confirmat. După Revoluție, membrii acestei grupări ar fi încercat să șteargă dovezile de colaborare cu serviciile secrete ale URSS. Gelu Voican Voiculescu a preluat toată arhiva securității unde erau aceste probe. Și în foarte mulți autori, în foarte multe cărți despre Revoluție, spun că dormea cu mitraliera, cu Kalashnikovul pe aceste dosare. Primul pas a fost să pură Departamentul de Securitate a Statului în subordinea mea, APN, condus de generalul caghebist militar, ca să poată să lucreze la arhive. În intervalul decembrie 89-martie 90, cadrele fostului DSS s-au aflat în subordinea lui Gelu Voican Voiculescu. Înțelegeți, oameni buni? Ăia care au votat împotriva desfințării, știți că în AUR există o grupare puternică a generalilor, da? Cel mai cunoscut exponent al acestei grupări este infractorul Mircea Chelariu, care este general, a fost președintele Partidului Unității Naționale Române. De la el a preluat Gheorghe Funar partidul. Acest individ, Chelariu, a fost trimis în judecată, găsit vinovat și condamnat cu suspendare, este infractor, pentru că a fost implicat în rețeaua generalilor, condusă chiar de ministrul apărării, Corneliu Drobrițoiu, care au furat case de la armată. Da? Deci case care erau ale armatei pentru militari și le-au dat lor în chirie și după aia le-au cumpărat ilegal pe 2 bani. Și au fost trimiși în judecată mai mulți, deci au furat de la armată. Vă dați seama ce patriot e Chelariu, da? Ăștia toți oameni buni sunt în legătură cu Iliescu, cu filiera KGB, cu Gelu Voican Voiculescu. Ceea ce se leagă cu ceea ce povesteam eu aici, oameni buni, ca să vedeți că nu este deloc o întâmplare. Și nu este o întâmplare că PSD și AUR, da, încă o dată se dovedește pe un subiect foarte important că sunt fix aceeași mizerie. PSD și AUR sunt fix aceeași mizerie și în propaganda de pe rețele sociale. Pentru că am vorbit de Rusia, că nu întâmplător am vorbit de Rusia, dragii mei, da, vreau să vă readuc în atenție și o să vă prezint un montaj și după aia revenim cu comentariul, cu ce face televiziunea cu patron penal, da, România TV, televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, inculpat fugar fugit la Belgrad, unde este protejat de guvernul pro-rus din Serbia. Haideți să-l vedem pe Nils Stecher, da, acest Nils Stecher, cum naiba-l cheamă, da? Schnecher, un Stecher, am zis eu, bine înfipt în priza cu bani a grupării de corupție Ghiță Udrea, care, am vorbit și ieri puțin despre asta și astăzi vreau să vă arăt materialul, scurt 3 minute, cât de mizerabil și cât de odios pot să manipuleze. Și apoi revenim puțin cu discuția, să dați televizoarele un pic mai tare, pentru că, sau telefoanele, sunetul nu este așa de bun și n-am reușit să îl reglez. Haideți să vedem montajul.
Marian Ceaușescu l-a costat pe Călin Popescu Tăriceanu în fața înaltei curți de casație și justiție, urlând de Fundația Gojdu și de faptul că ar fi asasinul economiei românești. Dar ne amintim și de scenele desfășurate cu Liviu Dragnea, cu Mălin Bot, Marian Ceaușescu și Cristian Dide, dar și de hărțuirea altor politicieni. În toată această perioadă, 2016-2019, niciun politician al dreptei nu s-a sesizat și nu s-a ofuscat de modul agresiv în care haștagiștii asistau activitatea opoziției de atunci și practic le făceau jocurile, fie în demonstrații, fie în hărțuiri. Aș vrea să menționez că nu mă refer la cine are sau cine avea dreptate pe conținut, ci mă refer doar la metode. Astăzi, miniștrii actuali, fie de la PNL sau de la USR, se confruntă cu doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă. Duminică, doamna senator s-a dus peste ministrul sănătății Vlad Voiculescu la spitalul Marius Nasta din capitală, în miez de noapte, cu telefonul pus pe transmisie live pe Facebook și l-a înghesuit adresându-i o ploaie de întrebări despre privatizarea spitalelor, despre răspunderea pe care o are sau ar trebui să o aibă în cazul spitalului Victor Babeș din București, despre demisia pe care doamna Șoșoacă o așteaptă. În apărarea domnului ministru, trebuie să spun că pe modelul haștagiștilor, nici în cazul acesta Vlad Voiculescu nu avea loc să bage un cuvințel, dar aminte, o propoziție care să întrerupă tirada senatorului Șoșoacă. Pe de altă parte, nici nu cred că voia să zică ceva, ministrul fiind ocupat cu fugitul de senator. Chiar și când doamna Șoșoacă i-a zis să se oprească, să vorbească cu domnia sa, domnul Voiculescu căuta ieșirea cea mai apropiată. Șnecheria însă este faptul că pe rețelele de socializare haștagiștii sunt contrariați și scandalizați de comportamentul doamnei senator Șoșoacă față de ministrul sănătății, ca de altfel și față de incursiunile domniei sale la alte ministere și de transmisiile doamnei Șoșoacă live foarte agresive. Dar haștagiștii au creat și au promovat acest gen dur, contondent și agresiv. Oameni precum Mălin Bot, Marian Ceaușescu, Cristian Dide au fost vârf de lance pentru opoziția din anii 2016-2019 și nimeni din partea acestora nu avea ceva de comentat cu privire la metodele lor neortodoxe. Păi și atunci, poate că ar trebui să învețe și politicienii noștri zicalele bătrânești, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sau roata se învârtește. Domne, doamna Șoșoacă era din categoria Mălin Bot și doamna Șaurma, nu știu cum o cheamă, că ea zice numele, chiar nu spun la mișto. Nu este nicio diferență de aia între doamna Șoșoacă și trolii rerist. De pildă, i-am văzut pe Mălin Bot, pe Marian Ceaușescu, același mod de operare, același mod de a descinde. Îngenunchez aici. Nu meritați, pentru că, într-adevăr, primul jurnalist la cornu, primul care a avut curajul să vină aici. Ați văzut? Exact același punctaj, oameni buni. Curea, Turcescu, pe România TV au mai dat, Ciutacu a mai dat chestia asta, Florin Negruțiu, foarte interesant, n-a dat niciun răspuns, DGFM se preface că n-a primit mesajul de la mine și refuză să-mi dea dreptul la replică, nu-i nimic. O să reclam la CNA și o să vedem ce face mai departe. Ați văzut exact același mesaj, oameni buni. Cât de ticălos este acest lucru? Explicam și în comentariu de ieri. Este ca și cum ai acuza victima unei tâlhării, un om care este ucis pe stradă, care urlă cu ultima lui suflare, da? Strigând după ajutor și ai spune un nenorocit care face gălăgie ca interlopii aia care ascultă muzică noaptea târziu și deranjează vecinii. Vă dați seama cât de ticălos sunt oamenii ăștia? Vă dați seama că nu este o întâmplare, oameni buni. Nu este o întâmplare, nu este o coincidență că s-a creat un partid politic naționalist extremist cu oameni. Pentru că în AUR este Ovidiu Hurduzeu, care a fost vicepreședinte al partidului lui Sebastian Ghiță.
Că întâi a încercat Ghiță, el, să-și facă el un partid naționalist extremist. Dar fiind foarte aproape de el, lumea s-a prins și oamenii n-au mușcat capcana. N-au mușcat momeala. În schimb, au mușcat-o cu AUR și cu Partidul Neamului Românesc, da? Al lui Șoșoacă și al lui Ninel Pea, care sunt fix aceeași mizerie. Și în spate au fix aceeași infrastructură, oameni buni. Și se vede asta și din modul în care finanțează manipulări agresive pe Facebook și atacuri împotriva celor care le refuză punctajele. Am făcut un scurt montaj video pe care am să lipesc la finalul acestui comentariu. Vă invit să vă uitați cu foarte mare atenție la el, pentru că expune modul în care, cu disperare, această mafie coruptă rusofilă din spatele PSD și AUR, care investește sume imense, oameni buni, în Facebook, reușește să altereze acest spațiu de comunicare. Dar sigur, bătălia nu este pierdută, chiar dacă ei sunt foarte puternici, chiar dacă ei au foarte mulți bani. O să vedeți în acest material, explic ce poate să facă fiecare dintre dumneavoastră ca să putem să menținem cât de cât dezbaterea curată și să ne facem speranțe, oameni buni. Să ne facem speranțe, pentru că anul 2024 este foarte important. Atunci se decide soarta României și sunt toate alegerile în același an. Nu vă imaginați, este un an de răscruce. Și uitați-vă cât de pervers și cât de mizerabil acționează oamenii ăștia pentru 2024. Șoșoacă este urcată în sus de toate televiziunile cartelului Mafia Media. Sunt ferm convins că PSD-ul, împreună cu toată infrastructura Rusiei din spate, Rusia dorindu-se să fie scoasă România din NATO și Uniunea Europeană, și ei știu că pot să facă asta cu o eventuală majoritate PSD-AUR, da? Și o împing pe Șoșoacă în față pentru a reedita manipularea Iliescu-Vadim. Țineți minte anul 2000, când oamenii au fost nevoiți să voteze Iliescu ca să nu iasă Vadim. Asta este marea capcană pentru 2024 și marele pericol. Și ce vedeți că se întâmplă pe rețele sociale este, face parte din operațiunile de manipulare pe care ei deja le derulează împotriva publicului din România pentru a obține acest rezultat în 2024. Ca să vedeți cum funcționează Facebook România, încerc să moderez comentariile postacilor, aurolacilor, șoșocaților, ăștora din Zombieland. Bineînțeles, cu înjurături îl vedeți pe ăsta, da? Și pur și simplu încerc să șterg comentariile, să vedeți ce face Facebook România. Și că am postat ceva și temporarii sunt blocat. Ce legătură are postatul cu... Înțelegeți? Deci nu mă lasă să șterg comentariile postacilor PSD-iști de pe propria mea pagină de Facebook, oameni buni. Puteți să vă imaginați așa ceva. Căci ca și posta ceva ce violează condițiile Facebook. Da? Și acum hai să vă arăt ceva, să vedeți, oameni buni, că n-ați mai văzut așa ceva. Numai un pic să văd unde sunt astea. Bun, am înregistrat așa ecranul de pe desktop, că pe mobil nu găsesc zona asta de administrare, da? Deci este Mălin Bot, pagina publică, pagina pe care nu mă mai lasă Facebook să șterg înjurăturile la adresa mea. Deci n-ați văzut așa ceva, chipurile că aș fi postat ceva. Pagina asta este cică riscul de a fi unpublished și este restricționată, după cum vedeți aici, da? Este riscul să fie ștearsă și i s-a redus distribuirea și are alte restricții din cauza violării standardelor comunității. Ia uitați-vă de când e restricționată, deci ultimul violation, zic ei, da? Din 25 iulie, oameni buni, din 25 iulie 2020, da? 25 iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 25 februarie, de 7 luni de zile, oameni buni. Nu există niciunde. Căutați pe Facebook, în regulile lor, n-am găsit niciunde. Eu lunar le dau mail-uri, cât pot, că am și procese, am o grămadă de chestii. În fiecare lună, la începutul lunii, le dau mail. Și ei îmi spun, da, domnule, ai dreptate, a fost atunci un atac cu nu știu ce, cu multe conturi false și o să rezolvăm problema. Și ea nu se mai rezolvă, oameni buni. Nu există niciunde în standardele Facebook vreo restricție care să dureze 7 luni de zile, oameni buni, 7 luni. Aici mi s-a restricționat ca să fiu stopat, să mi se limiteze expunerea. Pentru că vorbeam de la jumătatea lunii mai, vorbeam despre extrocherile CAPVID, despre ce pune la cale
PSD-ul, Capcana Aur, împreună cu propaganda Rusiei. Și de atunci pagina mea este blocată, oameni buni. Este, mă rog, restricționată. Adică Facebook spune aici că i-a redus distribuția și că nu mai arată la nimeni. Și acum, când iarăși este un moment de vârf în societate și o tentativă de manipulare, ăștia lucrează cu sute de conturi false de postaci, da? Blochez în continuu, înjurături, manipulări și nu mă lasă să șterg comentariile, oameni, de pe propria mea pagină, ca să înțelegeți despre ce vorbim, ca să poată să-și facă manipulările. Bun. Pe canalul meu de YouTube, dacă veți căuta Mălin Bot, Facebook, Kill Democracy, da? Am făcut un montaj de la un material mai mare în care am explicat aceste lucruri pentru cei care doresc să vadă, inclusiv sumele imense pe care PSD-ul le bagă în Facebook, ca să înțelegeți care sunt interesele. Același material îl găsiți și pe blogul meu, explicat frumos. Eu am făcut subtitrare în limba engleză, îl tot trimit pe ăsta lor de la Facebook, ca explicație, ca să înțeleagă, domne, despre ce e vorba. Ca să vedeți și corespondența mea cu ei, să nu zică cineva că vorbesc prostii, da? Deci ăsta este ultimul din 22 februarie, ultima corespondență, da? Începută de fapt în 12 octombrie, că sunt mai mulți roboți pe aici, ce-or fi ăștia care îmi tot răspund, eu le scriu, eu îmi răspund, eu le scriu, eu îmi răspund. Deci este ceva, stă mintea în loc, da? Așa, atinsesem blițul din greșeală, da? Deci stă mintea în loc, oameni buni. Așa, și aici vedeți câtă corespondență am cu ei, oameni buni. Deci citați-vă și dumneavoastră ce e aici, da? Ce este aici? Vă dați seama? Și nu le pasă, nu le pasă, da? Ăsta este, mă rog, din 2018 este ăsta. De aici vorbim de corespondența 2019-2020, da? Asta e 2020, da? Și pur și simplu pagina mea este restricționată, oameni buni, din 25 iulie. De ce? Pentru că oamenii ăștia de la PSD, ăsta este un alt material în care am explicat burlogul trezorierului PSD trimis în judecat, trezorierului PSD trimis în judecată de DNA și legătura cu dosarul 10 august. Și aici am explicat, oameni buni, în acest articol din 24 iulie, da? După ce am abordat aceste subiecte, s-au întâmplat restricțiile pe pagina mea și aici am explicat cum au făcut, cât de mulți bani au furat ăștia de la stat, pentru că finanțarea asta partidelor este o chestie, este o hoție, oameni buni. Ăștia bagă mâna în buzunarele oamenilor, da? Aștept să treacă mizerile de reclame, așa, da? Și aici am explicat ce fac ei cu banii, cum au folosit banii. Bine, vistiernicul ăsta lui Dragnea, el a și furat, chiar a furat din banii partidului, bani care sunt bani proveniți de la noi, și a luat o vilă, limuzine de lux și așa mai departe. Și ăsta este unul dintre articolele în 24 iulie, am pus video și pe Facebook și după aceea s-a ajuns la situația pe care o vedeți aici, dragii mei. Da? Pentru acest articol și pentru, mi-a zis Facebook la vremea respectivă, și pentru postări care vizau isteria cap vid, ce făceau ăștia, Șoșoacă, Simion împreună, că erau împreună atunci, am răspuns, le-am spus că nu am violat niciun standard, ne-au răspuns înapoi, da, nu ai violat niciun standard, ți-am deblocat pagina pentru că era total blocată și restricția se va ridica în curând. Și au trecut 7 luni de zile, oameni buni, și nu s-a ridicat nicio restricție. Și ăsta este un alt video în care explic banii mulți pe care îi folosește PSD, îi folosește la industria minciunii, pe care îi bagă în postacii aia, care înjură, în firmele de marketing online prin care fac manipulări. Toate grupurile PSD-iste, toate grupurile PSD-iste în momentul de față, atenție foarte mare, lucrează pentru Diana Șoșoacă. Toate lucrează pentru Șoșoacă. Au lucrat puternic pentru Aur. Aur și-a dezvoltat o proprie industrie a minciunii cu site-uri false, cu o grămadă de bani băgați, da? Anton Pisarlogu a lucrat cu Borfa și PSD și și-a luat țeapă. Consultantul mafiei, milioane pierdute. Să vedeți individul ăsta ce complex este el, ce legături, oameni buni, cu servicii secrete, cu... stă mintea în loc. Da, acesta este materialul video pe care l-au atacat cu postaci. Cam 80% conturi false. Îl găsiți aici pe YouTube. Stăpânul Aur, contract pentru un imobil al Federației Ruse, Simion minte șocant și se dă de gol. Vă recomand tuturor celor care mă urmăriți pe Facebook să veniți pe canalul meu de YouTube, să vă abonați, pentru că este un mediu
care nu este atât de toxicizat, atât de poluat, atât de otrăvit cu postacii care acționează pe Facebook. Acel material, în acest material a mai dat un link către materialul inițial care l-a enervat pe Simion și a făcut acea minciună. Între timp am demontat-o foarte clar, inclusiv în acest material, da? Cum s-a filmat el acolo, în altă parte a vilei pe care a pus-o la dispoziție Lulea, care are legături cu Rusia. O să vedeți aici foarte multe lucruri interesante, da? Fondatorul au legăturile cu Rusia, sediul KGB, firmele de garsonieră și gugonatul Simion. Eu vă recomand să veniți pe YouTube pentru că Facebook este un mediu tot mai viciat, tot mai toxic, tot mai controlat de către grupările astea de postaci. De altfel, dincolo de România, dacă veți căuta și vă veți uita, sunt filme documentare pe Netflix, dacă veți citi despre Cambridge Analytica, despre modul în care Rusia, prin intermediul Facebook, a manipulat Brexit-ul, a manipulat alegeri în America, o să vedeți că e parte dintr-un tablou mult mai complex. Bun, acum ce sfat vreau să vă dau eu tuturor celor care sunteți pe Facebook ca să vă feriți, mai ales celor care doriți să distribuiți mesajele mele, să distribuiți în general mesaje antimafia, mesaje pro-europene, pro-NATO. Este foarte important, oameni buni, peste tot pe unde vedeți postaci, pesediști, aurolaci, zombificați, în comentarii, la postările dumneavoastră, să-i blocați imediat. De ce? 80% sunt conturi false. Aceste conturi false sunt folosite pentru a vă raporta masiv în fals pagina la Facebook. De aceea, dacă dumneavoastră îi blocați preventiv, pe unde îi vedeți? Cum vedeți pe unul care comentează, știți cu toții lozincile, cine mă urmărește cred că are antrenament și știe exact despre ce vorbesc, cum îl vedeți pe unul care postează punctaje din astea ale propagandei Rusiei? Imediat blocați accesul la profilul dumneavoastră. În felul acesta vă feriți și dumneavoastră de riscul de a vă fi raportat în fals la Facebook profilul și de a fi blocați, inclusiv pe grupuri, prin toate părțile, pentru că odată ce i-ați blocat pe aurolaci, ei nu vă mai văd profilul, nu vă mai văd postările și nu mai pot să vă raporteze. 80% eu am stat pe acest material, inițial a avut vreo 1000 și ceva de comentarii, da? 80% dintre cei pe care i-am blocat, până când Facebook, ați văzut, mi-a limitat posibilitatea de a mai bloca, trebuie să aștept o perioadă să văd ce s-a întâmplat, 80% erau conturi false, oameni buni. Așa ceva, acest mod de operare, exact acest mod de operare identic a fost pe vremea lui Dragnea, folosit pentru Dragnea și pentru PSD. În acea perioadă s-a aflat că Dragnea a plătit o firmă de marketing online din banii guvernului României cu 250.000 de dolari pe lună ca să facă campanii, astfel de campanii de manipulare și denigrare. Care este scopul lor? Să explic și treaba asta, ca să o știți. Ei urmăresc două scopuri. Unul îl țintește pe cel la postările căruia comentează, dacă este persoană publică sau jurnalist, da? Cum este în cazul meu. E din manualul micului KGB-ist. Ce încearcă să facă? Încearcă să-l inducă în eroare, fiind conturi false și postaci, că opiniile lui, ceea ce spune el și că lucrurile pe care el le spune intră în contradicție cu ceea ce crede majoritatea populației. Da? Deci strântește 1000 de comentarii în care te înjură ca să te facă pe tine, vezi, Doamne, să te răzgândești și să nu mai abordezi subiectul respectiv. Să nu mai critici persoanele pe care le critici. Asta s-a întâmplat pe vremea lui Dragnea, oameni buni, constant. Aici sunt proști. De ce? Pentru că ceea ce fac eu, activitatea mea, așa cum am spus de foarte multe ori, și eu nu fac lucrurile ca să fiu popular. Eu fac ceea ce îmi dictează conștiința. Pe cale de consecință, pe mine mă doare la bască eu când am hotărât că un subiect este important. Da? Pe mine nu mă impresionează că vin ei și îmi pun 800 de comentarii din conturi false. Eu îmi văd de treaba mea în continuare. De ce? Pentru că sunt un jurnalist cu 26 de ani de experiență și deciziile pe subiecte, deciziile pe modul de abordare, modul în care îmi construiesc comentariile video pentru dumneavoastră, nu au legătură cu ce zice unul și altul. Ce zic postacii sau Badea Gheorghe, care are 4 clase și e săracul indus în eroare de Antena 30 de România TV. Are legătură cu niște lucruri și cu o experiență pe care eu am acumulat-o în 26 de ani de presă. Și nu mă impresionează chestia asta. Deci poate să vină aurulat și să pună 5.000 de comentarii în care să mă jure. Nu mă impresionează, nu-mi pasă. Pentru că eu nu fac treaba în funcție de cum bate vântul. În funcție de ce scriu într-un moment sau altul, mai multe conturi de Facebook. 80% dintre ele, oameni buni, conturi false. Deci ăsta este primul scop.
care la mine nu ține. Al doilea scop vă vizează pe dumneavoastră, pe cei care mă urmăriți pe mine, pe toți oamenii de bună credință care, în mod constant sau întâmplător, pot să ajungă la postările mele. Încearcă să le inducă falsa idee că ceea ce spun eu nu este corect și nu trebuie luat în seamă, pentru că cei mai mulți oameni contrazic ceea ce spun eu și, bineînțeles, lansează denigrări acolo, că sunt plătit de X, că sunt plătit de Y, că sunt gunoier, că nu știu ce. Unele dintre ele chiar stupide, se bat cap în cap, spuneau că sunt plătit cu bani mulți, că sunt corupt de partide și tot ei spuneau aceiași comentatori în ideea de a mă denigra, în ideea de a, nu știu, de a mă descuraja. Vezi, Doamne, că eu văd că mă jură multe conturi false și vezi, Doamne, eu m-aș descuraja și aș aborda alte subiecte. Din contra, asta mă ambiționează și mai mult să insist pe aceste subiecte, pentru că știu că dacă ei fac aceste forțe denigreze, înseamnă că le spun adevărul și înseamnă că ating niște puncte nevralgice. Da. Deci spuneau, bă, ești corupt, ești plătit de partide cu mulți bani, după care spuneau, n-ai ce mânca, gunoierule, mănânci din gunoaie. Păi dacă sunt corupt, plătit de partide cu mulți bani, de ce n-aș avea de mâncat și aș căuta în gunoaie? Înțelegeți? Cum recunoaște scoturile false? Se vede pe pagina lor că nu au o activitate normală. Se vede că sunt, dacă vă uitați inclusiv aici la adresa URL, vedeți că nu este numele lor, este o cifră. Sau vedeți că sunt nume Popescu Ion 75, nume de genul ăsta. Ei încearcă să inducă în eroare publicul postând atât de multe comentarii să te facă să te răzgândești. Tu ca om normal, cu bun simț, asta e o tehnică bolșevică, da? Este o tehnică din manualul NKVD KGB. Tu ca om cu bun simț știi că ceva nu e ok, că ceva nu e în regulă și ei vin 100 și ură la tine. Nu, bă, tu nu știi, tu ești prost, tu ești idiot, tu nu înțelegi, tu ești corupt, tu ești așa, tu ești așa. De ce? Ca să te facă să te răzgândești, să te facă să inhibi ceea ce bunul simț îți spune și ceea ce în mod evident este corect. Acest mod de operare, oameni buni, este inspirat de sorginte din Rusia, este foarte folosit de trolii Rusiei, sunt documentare Cambridge Analytica despre cum au provocat Brexit, exact la fel au lucrat pe rețele sociale, de exemplu, în cazul Brexit, și acest mod de operare a fost folosit în timpul regimului Dragnea. La asemenea intensitate cu care este folosit acum în susținerea lui George Simion, în susținerea lui Șoșoacă, atenție foarte mare, teoretic ei sunt certați, dar mecanismul PSD-ului de propagandă din spate și trolii Rusiei funcționează pentru ambele grupări. La asemenea intensitate și la asemenea proporții, în acest mod de operare s-a mai întâmplat numai în regimul Dragnea și pentru Liviu Nicolae Dragnea, și asta trebuie să fie foarte important. Deci, oameni buni, nu vă lăsați descurajați de postaci, blocați-le conturile astfel încât să nu poată să intre să vă blocheze profilul lor și veniți pe pagina mea de YouTube. YouTube este mult mai bine gândit, nu știu cum e gândit tehnic în spate, dar aici manipulările nu funcționează. Pur și simplu aici nu funcționează manipulările. YouTube vede dacă cineva ai nevoie de o adresă de Gmail ca să te înscrii pe YouTube, pentru că este legat de Gmail, automat el vede dacă ți-ai făcut un al doilea cont fals de YouTube și în momentul respectiv nu mai poți să intri și să faci manipulări. Mai ales nu se pot face manipulări cu conturi false. De altfel, YouTube și șterge conturile. La începutul fiecărui an primesc mesaj de la YouTube că să fiu atent că s-ar putea să dispară un anumit număr dintre subscriberi. De ce? Pentru că YouTube verifică conturile care nu au activitate și le și șterge. Deci au un sistem mult mai bun, mult mai performant de a verifica lucrurile. Și din acest motiv este mult mai bine să fiți abonați pe YouTube.